Am văzut și eu filmul, ca și noastră, oameni plinit emoțiile, amintirile. Vă rog să-mi iertați eventuale bârcuieli care vor apărea. Părintele Arsenie a fost duhovnic mulți ani. Întotdeauna pe mine și pe alții, pe toți care veneau la dânsul, ne primea cu inimă caldă și mână ușoară. Dacă te duceai la el cu lacrimi în ochi, îți ștergea lacrimile. Dacă te duceai necăjit, te ridica și zâmbeai după aia. Dacă te duceai la el după ajutor, ți-l dădea din tot sufletul. Așa era Părintele. Un om cald, așa cum ați văzut și în film. Unul din lucrurile pe care îl cerea celor care veneau la dânsul era să aibă o stare de prezență. Exemplificat printr-o mică istorioară. S-a căsătorit Ion cu Ioan. După nuntă, Ion a plecat la servici și Ioan a rămas acasă să facă mâncare. Dar săracuța a afumat mâncare. A început să se perpelească. Ce o să zică Ionel? Ce o să-mi spun? Cum mă prezint eu în fața lui? Vine de mâncat, obosit, ce îi dau de mâncare? În sfârșit. Seara Ionel a venit acasă. L-a așteptat în cadrul ușii Ioana și i-a spus din prima. Ionel, te rog iartă, am afumat mâncare. Lasă, dragă, i-a spus Ionel. Nu-i nicio problemă asta. Găsim noi un cartor să mâncăm. De ce nu te gândești la mine? Asta mă interesează. De ce nu ți-ai făcut griji pentru mine ziua asta? Asta mă interesează pe mine. Eu sunt o mâncare, te descurcă. Acest lucru îl cere și Dumnezeu de la noi. El care ne-a creat. El care a murit pentru noi. Care și-a dat sângele. A fost cuipat, bătut, înjurat. Asta ne cere. De ce nu vă gândiți și la noi? Printr-o rugăciune scurtă, Doamne ajută, sau celebra rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, sau cum puteți voi, Maica Domnului ajută, în felul tău intim, dar cu o rugăciune scurtă, poți păstra starea asta de prezență. Iar acest lucru te ajută în toate ale tale. Indiferent că faci o ligă, că faci contabilitate, că ești la cursuri și înveți, că faci sport, indiferent ce-i face, asta aduce binecuvântare în viața ta. Apropo de sport, Părintele a făcut mult sport în tinerețea lui. Era bun și la fotbal, dar era bun și mai bun, era la ruini. A fost un ruinist de excepție. Odată, în timp ce se afla pe terenul de ruini la antrenament, a șutat și pe la mijlocul terenului o fetiță a intrat întâmplător acolo și s-a pus exact în direcția mingii și a lovit-o mingea în cap. Părintele s-a dus repede să vadă ce e cu ea, să vadă cât de lovită este. Fetița i-a spus, zice, nu e așa că acum mă pot numi și o sportivă? Părintele, văzându-i naivitatea, i-a spus, nu, din păcate, deocamdată ești doar lovită în cap. Dar zice, uite ce, dacă ai vrea să fii sportivă, du-te și fă un sport de fete. Not, tenis. Aici, zice, e mai complicat, sunt băieți, uite, te lovinte. Dar mai important decât asta, roagă-te la Maica Domnului. Eu niciodată n-am intrat pe teren fără să mă rog la Maica Domnului. Mai întârzi în vestiar, sau după ce pleacă ceilalți, în timpul jocului, mă rog, și Maica Domnului nu m-a lăsat niciodată. Fă și tu lucrul ăsta. Peste zeci de ani, Părintele avea deja 80 și ceva de ani, era la Techechel. A venit la el o doamnă în vârstă cu două nepoțele și a spus, Părinte, zice, eu sunt femeia aceea pe care ați lovit-o în cap. V-am ascultat sfatul, toată viața m-a rugat la Maica Domnului.
Și mi-a fost bine. M-am căsătorit bine, soțul meu a avut o funcție bună, acum am nepoțelele mele, sunt împlinite, sunt foarte bucuroasă. Vedeți, starea de prezență ajută omul și pe el și pe ceilalți în fiecare moment al vieții, indiferent cât de mic. Un alt moment deosebit de presant în viața părintelui, care exemplifică starea aceasta de prezență, a fost atunci când l-au închis pe vremea comuniștilor. Când a fost arestat, câteva luni de zile a avut loc ancheta. Erau momente cumplite. A fost bătut, a fost chinuit. Cel care îl ancheta, un capitan, era foarte, foarte aprin. L-a bătut cumplit, avea un mod de a lovi cu pumn așa în zona urechii, vrea să-i spargă timpanul. Niciodată părintele n-a mai auzit după aia, a purtat aparat toată viața. E, în timp ce era chinuit de capitanul ăsta, și-a dat seama că l-a cunoscut înainte de a intra în monahism. Îl cunoscuse pe el și soția și fetița lor. Acest capitan își iubea foarte mult fetița, era viața lui. Acum îl cunoștea în calitate de călău. După ce l-a bătut foarte mult, încercând să scoată de la părintele tot felul de trădări, n-a reușit. Impresionat și el, capitanul, la un moment dat, i-a cerut părintelui să-i spună un cuvânt de folos, un cuvânt înțelept, a spus el. Și atunci părintele i-a spus următoarele. Era o familie care avea o fetiță și fetița s-a îmbolnăvit și a ajuns pe moarte. Și-a chemat tatăl și l-a întrebat. Tată, eu în ce credință să mor? A ta sau a mamei? Iar tatăl i-a spus, să mori în credința mamei, căci credința mea n-are nicio valoare, nu ți-aduce nimic. Spunea părintele ce a spus această pildă special pentru el. El era omul care își iubea fetița, care era ateu, n-avea nicio credință. Vreau să vă spun că imediat cum a auzit lucrul ăsta, capitanul a ieșit, a trântit ușa și nu s-a mai întors niciodată. Locul lui ca anchetator a fost luat după aceea de altcineva. L-a pătruns la inimă, pur și simplu. Starea de prezență a fost cea care l-a ajutat pe părintele Arsenie să facă față, să depășească și momentul ăsta. Dacă ar fi rămas acest capitan până la sfârșitul anchetei, l-ar fi omorât. Era foarte dur. Dar schimbându-l și venind altceva, l-a salvat pe părintele cu viață. V-am dat două exemple de cum te ajută starea de prezență. Și în momente mici ale vieții, v-am spus și când faci pămălituri, când vâzi la ceaona acolo, și în momente grave și importante. Pur și simplu îți salvează viața. Dar starea de prezență era un lucru pe care părintele îl cerea cu insistență de la cei care se spovedeau la dânsul. Un alt lucru, la fel de important, pe care îl cerea ucenicilor săi, era să facă milostenia. Milostenia este un criteriu de judecată. În timpul anului liturgic, auziți la biserică, într-un alt din duminici, Evanghelia judecății, în care Dumnezeu îi întreabă pe cei care vin la judecata finală, de ce n-ai dat de mâncare altuia? De ce n-ai dat pană cu apă? De ce? De ce? De ce n-ai făcut milostenie? Deci milostenia e un criteriu de judecată. Milostenia te ajută dincolo, în viața de apoi. Însă milostenia ajută și pe pământ. Era la mănăstire părintele și a venit la el un om cu 6 copii, Alexandru Chion. Era amărât că nu putea să se angajeze nicăieri.
În acea perioadă exista o legislație care spunea cam așa. Dacă te angajai la o unitate, unitatea trebuia să plătească o cotă parte pentru fiecare copil. Și ăla cu 6 nu mai angaja nimeni, fiindcă trebuia să-i dea salariul mare. Și atunci părintele, văzându-l la mărit, săracul, trebuia să zică și eu o bucată de pâine acasă, un mănuț. Ia-ți așa, frate Alexandru, ce nu te necăști? Vino la noi, muncești la noi la mănăstire și eu voi avea grijă să-ți umplu sacul întotdeauna. Și așa am făcut. Și spunea părintele, într-adevăr, m-am ținut de cuvânt. Îi tădeam mult, mult de tot. Îi umpleam sacul cu vârf și toate le dădeam de la mine din chilie. Întotdeauna după ce pleca Alexandru, mă uitam în chilie și mă lipsa din. Și dădeam cu vârf. Vedeți, și milostenia, ca și starea de prezență, sunt lucruri care ajută și aici, și dincolo, oricând și totdeauna. După ce a fost închis, în momentele acelea, cum vă povesteam de chin, de la începutul anchetei, când a ajuns în celulă, a vrut să se întoarcă cu fața spre răsărit părintele ca să se roage. Și nu avea niciun criteriu, nu-și dădea seama cum era acolo, era niște zăprele undeva sus, nu știa. Și se tot gândea cum se întoarcă. Și atunci așa a adus aminte de Alexandru care îi spunea așa, Părinte, să te ajute Dumnezeu oriunde te vei întoarce cu față. Și a zis, am început să plâng, zice, eu ce prorocea Alexandru, milostenia. Milostenia te scapă, te ajută, te ridică, te rezolvă. Definitoriu pentru Părintele Arsenie, așa cum ați văzut și în film, era iertarea vrăjmașilor. Ați văzut, o cerea tuturor, nu cerea ca o părere personală. E poruncă divină, poruncă de Evanghelie. Își dădea seama, ați văzut în film, că e greu să-ți iezi vrăjmași. E greu când vine unul, te pocnește, te înjură, te scuipă, să încerci să lupești. E o problemă grea, o problemă de viață. Și atunci Părintele spunea așa, măi, ca strategie, dacă nu-l poți iubi, măcar să nu-l urăști. Vezi, neurându-l, ai ieșit din mocirlă. Sui o treaptă pe scară și cu mâna te ții de următoarele trepte, până deja că vei sui mai sus. Acum, asta e o problemă de toată viața. Găsindu-te totuși pe acest drum, dacă eventual nu ai așa, Dumnezeu te va considera ca un om care ți-a iertat vrăjmașii. Și când tu erai în luptă, tu încercai să faci lucrul ăsta, chiar dacă n-ai ajuns acolo. Dar ieșind din mocirlă, da, erai pe drum. Vreau să vă spun că această virtute a iertării vrăjmașilor, Părintele a încercat să o șlefuiască de mic copil. Copil fiind lăsat la el, da, era prost cu obicei, când se întâlneau doi copii, se luau la bătaie. Și-a întâlnit o dată cu un băiat mai mare, care avea o mulți ghimbi în mână, o joartă cu ghimbi așa, și i-a dat pe piciorușile părintele și i-a făcut numai sânge. Părintele s-a gândit așa, dacă îi spun lui tata, zice, o să-mi pedepsească. Tatăl părintelui, fiind agent sanitar peste 6 sate, avea mare putere în vremea aceea. Deci ia să-mi spun eu ca să nu pățească nimic copilul acesta. Asta am vrut să vă spun, nu avea pe nimeni să-l îndrume. N-avea un mare duhovnic acolo să-i spună, să-i povestească. Era ceva din el care dădea naștere la lucrurile astea. Virtutea asta a mers mai departe, până la a ajunge să ierte pe cei care îl torturau în închisoare. Iată ce spunea el, vă citesc. Să iubim mult și să iubim frumos.
să iubim rana și pe cel ce ne-a făcut rana. Și continuăm. Primiți ca niște oameni divini orice lovitură. Oamenii buni vă ajută la mântuire mult, dar cei răi și mai mult. Răbdați fără necas. Toate veacurile au fost pline de dușmani, dar dușmanii din veacul acesta au avut celor de sfinți. Într-adevăr, Părintele Arsenie ne-a ajuns la mulțimea Scripturii. Fiindcă cea mai mare virtute este dragostea, iubirea vrăjmașilor. În încheiere, aș vrea să vă spun o mică pildă pe care nu o spunea Părintele Arsenie. O frunză a fost întrebată odată: ești trandafir? Nu, am spus frunză. Sunt o piată frunză. Cum? Nu. Sigur ești un trandafir? Fiindcă miroși a trandafir. Nu, am spus frunză. Sunt o piată frunză. Însă, am stat odată lângă un trandafir. Părintele a fost un astfel de trandafir. Un trandafir al monahismului românesc și al neamului românesc. M-aș bucura mult ca din ce ascultăm și am văzut în țara asta să peste inimile noastre să vină puțin din mireasma acestui trandafir.